Tradiția romană, să dai circ și pâine locuitorilor, are cu totul alte conotații în timpurile actuale. De 1 decembrie nu se mai dă ciuran cu fasole. În schimb, orașul este împânzit cu patinoare. Două amplasate la nici 300 de metri în zona 1 mai, unul în parcarea de la Galeria Mall și altul vis-a-vis de școala numărul 1, ambele inițiative private. Cel mai bun loc, pe platoul Curții Domnești, a fost adjudecat de firma Piatra Land Park SRL. Tarifele diferă în funcție de durată și de zilele săptămânii. La patinoarul din interiorul parcului de distracții de pe strada General Nicolae Dăscălescu plătești 10 lei și poți să patinezi cât vrei. În schimb, pe platoul Curții Domnești plătești aceeași sumă, dar pentru 90 de minute, iar tariful în weekend este de 15 lei. În ceea ce privește închirierea echipamentelor, tarifele sunt aceleași. 10 lei pentru patine și 10 lei pentru pinguinii ajutători. Mie îmi place foarte mult. N-am venit chiar în fiecare an, dar încerc. Eu știu mai bine să patinez, pentru că mă mai dau și cu rolele vara. Da, este frumos aici. De când îmi patinez? De 3 ani. Este o idee foarte bună. Anul trecut n-a fost patinoar aici și justu mie îmi place foarte mult și să patinez și mi-a fost dor. Din ianuarie, februarie mi-a fost dor. Și mai ales că iarna este anotipul meu favorit, îmi place foarte mult. Și vă recomand. Ai mai venit cu cineva? Da, am venit cu prietenele mele și am venit și ieri la deschidere. Ea este Julia. Și mie îi place și foarte mult. Deci ce îți place? Mie îmi place foarte mult să patinez, cred că patinez mai mult de 5 ani, dar nu fac cursuri, că nu e neapărat hobby-ul meu și se întâmplă numai o dată pe an. Da, când exersez, fac chestii. Da. Că prea puțin spațiu și avem băieți care vin și stai ca de-a de dar e frumos aici. Dar s-ar putea să fie îmbunătățit mai mult, dar e frumos, e mai chill, nu e... Oficial, sezonul datului pe gheață începe pe 1 decembrie. Neoficial, două patinoare funcționează din 28 noiembrie. Cei care au instalat patinoarul de la Curtea Domnească au autorizație de funcționare începând cu 1 decembrie, deși astăzi, 29 noiembrie, era plin de copii.